Salutare la muncă, ce faceți? După cum bine știți, numele meu este Andy, nu cred că mi l-am schimbat între timp și bine l-am găsit la o nouă prezentare a unui nou server de SAM și anume Butted. Eu de... Bă, ce faci asta? Bă! Ăla mă sugea. Pe bune? Se poate treaba asta? Da. Suntem aici alături de doi oameni ai serverului, de Effect și Swag Panda. Și cu ei o să trecem așa prin acest server și o să încercăm să vă arătăm cât de repede putem noi, cât de repede pot oamenii să vă arate cam ce conține în mare acest server și de ce ar fi bine să jucați pe el. Haide, Effect, spune-le. Păi să mergem la DMV prima dată, nu? Bănesc, asta începe fiecare. Ce este acela, un DMV? De când fac promovări la SAMP, eu am uitat. Școala de șoferi. E scurt. Ok, mulțumesc. Eu am permis, nu trebuie. Unde mergem? La DMV, pentru că nu l-ai în SAMP. Bun, și cu ce mergem până acolo? Te aduc eu acum. Care? Mulțumesc. Ce drăguț. De aici sau aici? Bun, se pare că dăm /exam aici. Ia uite, bă! Să citești unele informații. Urmează să iei parte la examenul auto care îți oferă șansa obținerii licenței de conducere. Te rog să răspunzi corect la următoarele întrebări care vor fi din cultura ta generală. Dacă nu răspunzi corect la o întrebare, o să pierzi examenul de condus și poți să începi iar. Apasă pe butonul de pornire când ești pregătit. Super șmecher, îmi place ideea până acum. Start! Orice șofer trebuie să conducă doar pe partea dreapta a șoselei, bla bla bla, nu mă interesează. Next. Trebuia să le citesc. Care este partea corectă de conducere? Dreapta? Da. Dacă un polițist te șomează să oprești, ce trebuie să faci? Oprezi, normal. Treci. Când ai voie să folosești nitro, atunci când nu sunt urmărit de poliție, când nu sunt urmărit de poliție. Dacă vezi un radar lângă zona Unit Station, ce faci? Conduc cu viteză corespunzătoare, merg cu o viteză mai mare. Hai mă că ești pentru handicapați. Berci ar fi picat. Te rog, urmează traseul stabilit cu puncte roșii, bun. Nenorocitul ăla de milițian, îl văzură cum vrea să mă testeze pe mine. Bun, mai bun, deci ideea asta de este acum, eu n-am mai văzut-o, n-am mai întâlnit-o pe alt server, este o idee super, super genială. Deși întrebările sunt ușoare, dar ideea în sine este foarte, foarte șmecheră. Mesaje, mă caută fanii. Sau fan... Au! Nu mai au permisul cu ochii în telefon. Sau fanele. Ia, mai aveți voi ceva de vorbit până iau examenul? Păi, nu știu, serverul va fi unul de durată pentru că am investit o groază de bani în el. Și stafful este unul serios, adică plus 16 ani. Plus 16 ani. Destul de matur, zic eu. De la 16, de la 24 de ani, zic eu. Serverul o să fie unul de viitor, adică nu o să se închidă, o fac majoritatea. Deci nu o să se închidă după săptămâna. Și, după cum vedeți, căutăm lideri. Lideri? Dar e leaders. Se pare că electoratul are un Faggio și am luat și permisul de conducere, bănuiesc. Bun, acum te duc la DMV, la dealership, pardon. Ok, du-mă. Au, m-am dat jos. Dă-i bani. Ia uite, dă-i aici BUI Vehicles. La DMV sunt două... pot să spun două... nu, hai mă bâlbăiar. La dealership sunt două tipuri. Da, vânzări de producător și de târgul auto. Târgul. Automat când tu vinzi o mașină spre târgul auto, orice jucător ți-o poate cumpăra. Și chiar dacă ești ieșit de pe server sau orice. Deci practic e ca și cum ți-ai face un magazin personal, numai că e online tot timpul. Ceva de genul. Bine, magazin cu mașina, că n-a. Și dăm vândute de producător, aici avem o grămadă de chestii, Faggio și câte mașini. Sunt ceva. Sunt și Infernus și toate. Pe server sunt două tipuri de business-uri, să zic așa. Business-uri normale și întreprinderi. Întreprinderile sunt puțin mai mari. Economia serverului este una medie, să zic. Adică... Deci banii nu se fac nici ușor, nici greu și vă puteți cumpăra destul de multe lucruri cu ei. Da. Facem un event counter versus terrorist. Okay. Poți să fiu terorist, îmi place să spar bombe. Noi join cât CVT. Deci join... împreună sau despărțit? Împreună. Împreună, bun. Bun, se pare că am apărut aici și cred că sunt și terorist. CVT, da, bun. Da, drept terorist, mamă! Tot 10, așa.
Poți să pui ce, la eventul ăsta poți să pui cât vrei tu să se câștige. Gen? Acum pun căvătul. A, să se dezi tu prețul. Da, adică cu să se câștige de persoană, știi? Da, da. Să zicem 200 de K. Bun. Avem friz deocamdată. Acum, când vă... Acum pornesc. Go, 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 wow. Și pur și simplu trebuie să vă omorâți. Am fost descalcat, de ce? Pentru că te-am omorât. Am murit, dar de ce? Bun. Dar mai aveam viață. Da. Deci da, dacă câștigam, îmi primeam și eu ceva bănuț, așa tot lefter am rămas. Da. Bun, să facem un event OX. Băi, să gen cu întrebări, nu? Da. Pun slash join cei care au organizat eventul, pune o întrebare și voi va trebui să vă poziționați pe... Exact ca la meeting, dacă a jucat vreodată. Exact, așa. Deci gen... Mai idee. Răspunsul este da sau nu. Da este O, nu? Da. Și X este nu. Bine că și scrie acolo sus. Spre surprinderea mea. Iată pe Alexis Cute. Ce faci, mă? Salut, salut. Bun. Stai să știu. O. Bun. Vezi, s-a pus o întrebare acum. Sunteți abonați la Andy? Da. Cine nu? Afar! Eu nu sunt abonat la gay-ul ăla. Frizerul are o soră care e cu mine în clasă, iau zi-l pe ăla. Ia, e bună? Bun, și nu zici... Timer. Timpul ăsta, întrebarea era da. Oh. Bun, cam asta e ideea. Și dacă rămâneți ultimul, primiți o sumă de bani. Întrebările o să fie din... Din... Cultură generală sau... Băi, băieți, am sărit de pe mapă. Cum? Am sărit de pe mapă. Bun, oricum. Să mergem la job. Haideți la joburi. 5. Extrem, te teleportau la el. Băi, mulțumesc. De ce? Ce avem aici? Trucherul? Da, scrie jobs, testezi bar jobs. Și aici o pomicultor, remorcher. Testezi tracker. Sănătă mai tracker, ai fost angajat, mergi la muncă. Acum avem aici /start work. Băi, vreau să merg la marină. Iată, mă. Așa, și trebuie să te duci în checkpoint-ul ăla de acolo. O să am checkpoint. Și o să-mi dea o remorcă? Da. Uite-o. Distanța marina, distanța a rămas 1 km. Tare curios. Unde este această marina aia? E o fată. A, uite, aproape. Stai, Marina, dacă vin. Avem sistem de vame pe server. De? Vame. Ah, da, deci trebuie să plătesc vama aici. Da, trebuie să plătești vama. Băi, așa n-am banii hoții. Și va mai o întreprindere, să zicem așa. La joburi, bineînțeles că nu colizionai zero, adică nu vă puteți buși. Cred că e bine pentru toată lumea așa, să se facă. Bă, și cum plătesc aici? Apasă H. Clasul e simplu. Păi, mă duc jos din... A ieșit, cred că din mașină, să ai păsat. Da. Așa-i? Da, m-a scos din mașină. Ai păsat F. Păi nu trebuia F să apăs? Nu, H. H, aaa, am înțeles F. Băi, sunt handicapat. Ce să vă mai arăt? Deci, practic, eu duceam trailerul, după cum bine știți, probabil din server, le lăsam și primeam bani pentru treaba asta. Dar foarte interesantă ideea asta cu vama. Altceva... mapping-uri să-ți arăt, Fly. Sunt o grămadă de mapping-uri, nu foarte încărcat. Mapping ce înseamnă? Adică obiecte care sunt incluse în mapă, adică editat, hartă editată. Uite, case.
Prețul de închiriere este 500. Mărimea interiorului este mare. Slash. Poți dau fă să văd? Da, da, uite. Da. Mamă, cât ai. Sunt mai multe interioare. Bine că aici sunt mai scumpe cazele, că e în centrul orașului, știi? A, gen la Bogătani aici. Da. Aplicațiile pentru facțiuni se fac pe panel. Bineînțeles, să avem și panel. Și la fel și faction activity. Și vreau să dăm slash faction să vedem facțiunile? Da. Am aici Police Department, care are un medic. Deci după cum puteți vedea, facțiunile încă n-au membri pentru că serverul este încă la început. Tocmai de aceea, dacă vreți, puteți intra și să vă faceți ce vreți voi. De exemplu, eu vreau să fiu news reporter, că așa m-am învățat mama. Așa poate vreți și voi, aveți un vis. Facțiunile sunt, poți să zici. Spune tu. Eu vorbeam Maliverne. Doar 10, pentru că, nu știu, prima dată nu cred că o să se ocupe toate, așa să fie activitate în toate, știți? Da. Și se caută și lideri, la fel și helperi. Aplicațiile pe forum și na, vă aștept pe server. Bun, deci oameni buni, cam ăsta, așa foarte, foarte pe scurt ar fi serverul. Scurt. Dacă vreți să-l experimentați și să vedeți în continuare, o să vă pun adresa serverului în descriere. Voi o să intrați acolo și știți și voi foarte bine ce trebuie să faceți. Băieți, o să fie aici să vă ajute și dacă o să aveți nevoie vreodată de ceva. Și da, a avut câteva sisteme pe care nu le-am mai văzut până acum și după părerea mea au fost foarte, foarte interesante. Deci da, dacă vreți să intrați pe server, aveți acolo în descriere. Tot ce aveți nevoie, probabil o să vă punem și panelul și tot ce-mi dau băieții să pun acolo în descriere, eu o să vă pun. Deci da, dacă vă place serverul, vă așteptăm pe server și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa, pa!